Începe emoțiile pentru părinții copiilor de 6 ani. Aceștia urmează să se pregătească pentru prima zi de școală, însă până atunci trebuie să facă înscrierea viitorilor elevi. Părinții sau tutorii legali ai copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2019, inclusiv, au obligația să-și înscrie copiii la învățământul primar, adică în clasa pregătitoare. Startul înscrierilor s-a dat luni. Prima etapă din procesul de completare și depunerea cererilor de înscriere a copiilor în învățământul primar se va încheia pe 22 martie. Părinții pot completa cererea tip de înscriere online sau la secretariatul unității de învățământ în care se dorește înscrierea copilului. Validarea cererii tip este obligatorie și se realizează în unitate de învățământ în care se dorește înscrierea, în prezența părintelui și a unui membru al comisiei. Circumscripțiile au fost definitivate, că a fost afișat la fiecare unitate de învățământ planul de școlarizare propus, deci număr de clase pe număr de elevi, au fost afișate la fiecare unitate de învățământ programul de evaluare și dezvoltare psihosomatică a copiilor, dacă este cazul, și de asemenea au fost afișate condițiile speciale de departajare pentru fiecare unitate de învățământ în cazul în care au mai mulți copii înscriși. Înscrierile propriu-zise pentru clasa pregătitoare este prevăzută între 4 martie 22 martie, perioada în care părintele poate opta în două variante, fie procedură online, înscriere online, fie înscriere la unitatea de învățământ. În clasa pregătitoare pot fi înscriși copiii care împlinesc 6 ani până la 31 august 2019 inclusiv. La solicitarea părinților, copiii care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie-31 decembrie 2019 pot fi înscriși dacă evaluarea dezvoltării psihosomatice atestă pregătirea pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare. Evaluarea dezvoltării psihosomatice a copiilor se efectuează până pe 20 martie. Copiii se vor înscrie automat în clasele pregătitoare, copiii care au împlinit vârsta de 6 ani până la 31 august. Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani după 1 septembrie-31 august, au posibilitatea, la solicitarea scrisă a părintelui sau tutorelui, să fie evaluat copilul psihosomatic la unul din cele 6 centre și dacă rezultatul dezvoltării psihosomatice este corespunzător, copilul poate fi prins la clasa pregătitoare. A doua etapă de completare și depunerea cererilor tip de înscriere este programată între 2 și 8 aprilie și se adresează copiilor care nu au fost înscriși, cererile fiind completate din nou în funcție de locurile disponibile.